Urmăriți știrile prânzului, doamnelor și domnilor. Sunt Silvia Ioniță, bine v-am regăsit. Iată titlurile acestei. Noapte de coșmar în județul Constanța. Zeci de oameni au rămas blocați în mașini la ieșire din localitatea Toprea Isar. În loc să primească daruri de la Moș Crăciun, o fetiță de clasa a doua din Buzău e la un pas să fie executată silit pentru suma de 500 de lei. Meșterii populari din Maramureș pregătesc cadouri tradiționale de sărbători. Noapte de coșmar în județul Constanța. Zeci de oameni au rămas blocați în mașini la ieșirea din localitatea Toprea Isar, iar totul s-a întâmplat din cauza unui tir care a derapat pe șosea, blocând astfel traficul. Zăpada viscolită a îngreunat intervenția autorităților, iar șoferii au devenit așa sinistrați și și-au pierdut răbdarea. Sub această zăpadă adusă pe carosabil de vântul puternic este o peliculă de gheață, iar din pricina acesteia a alunecat tirul. Trebuie să vă spun că timp de 7 ore lucrătorii de la drumurile județene au încercat să tracteze acest mastodont, dar fără rezultat. Pe drumul care leagă Constanța de Negru Vodă, viscolul a lovit în plin. Un tir provenit din Ucraina a derapat la ieșire din localitatea Toprea Isar, iar după el alte autotrenuri au capitulat în fața condițiilor meteo. Este un blocaj, sunt câteva tiruri de-a curmezi pe șosea și momentan stăm pe loc. Incidentul s-a produs aseară la ora 18, dar nici până azi dimineață la ora 3 situația nu a fost rezolvată de autorități. Nu se face nimic, ridică neputincioși din lume. Oare chiar așa în secolul 21 stăm o noapte întreagă? Uitați, se termină benzina în copilul de 3 luni. Zeci de autoturisme și tiruri au rămas blocate în coloană spre disperarea șoferilor. Trebuie oprit, nu trebuie dat. Trebuie, ce să mai zici? Mai am decât 7 km de făcut, da? Stai, există vreo speranță să plecați în momentul ăsta? Nu cred. Și un microbus plin cu turiști moldoveni care trebuia să ajungă la Istanbul a fost oprit din drum. Șoferul unui utilaj cu lamă era convins că va rezolva problema, iar traficul va reveni la normal. Condiții grele de iarnă, cum să fie, să te pregătiți, facem față în orice moment. Peste o oră însă a rămas și el blocat cu sărărița. Din păcate pentru drumari, veștile nu sunt deloc bune. Astăzi vântul va continua să sufle cu putere, iar gerul se va înăspri. Până mâine la ora 10 este în vigoare o informare meteo pentru vreme deosebit de rece, cu temperaturi ce vor fi negative în majoritatea regiunilor. Mercurul din termometre va scădea pe timpul nopții până sub minus 10 grade, în special în nordul, nord-estul și centrul țării. Și în capitală temperaturile au scăzut simțitor. De dimineață s-au înregistrat minus 4 grade Celsius, dar cum s-au descurcat bucureștenii aflăm de la colegul meu Petre Nechita, acum în direct și atent la traficul din această dimineață. Petre, ești în direct, te ascultăm. Bun găsit tuturor! Hainele groase de iarnă au fost scoase deja de la naftalină. Dacă e să vedem partea plină a paharului, gândiți-vă că în aceste momente nu mai contează că freza mea e în 15 direcții diferite, căciula rezolvă și problema aspectului și în plus mă protejează de frig. Dar lăsând gluma la o parte, trebuie să spunem că există oameni care mă sunt nevoiți să facă drumuri dese și lungi prin oraș sau lucrează în aer liber. Aceștia apelează pe lângă hainele groase și la întăritoare calde. Atenție, ceai sau cafea, pentru că alcoolul ne poate crea mai multe probleme. De asemenea, nu vă lăsați păcăliți de momentul în care ieșiți din casă. E fric tot timpul. De exemplu, la ora 7 dimineața se pot înregistra minus 4 grade ca acum, dar la prânz temperatura poate scădea și mai mult. Înțelegem în această perioadă ce înseamnă expresia soare cu dinți. De 1 decembrie în capitală vom avea temperaturi cuprinse între minus 6 și minime chiar de minus 13 grade. Cerul este senin, iar șansele de precipitații sunt foarte reduse. Asta înseamnă că avem cer senin și putem admira parada care va fi organizat aici în piața Arcului de Triumf. Vom vedea aeronavele care vor trece pe deasupra arcului și soldații care vor defila chiar prin această zonă pe care vă arată în aceste momente colegul meu. Cine vrea să aibă parte de un preview, hai să-i spunem, al paradei, poate veni mâine de la ora 10 în piața Arcului de Triumf, când va fi organizată ultima repetiție generală. Veți putea vedea exact cum arată blocul de paradă format din 3500 de militari și de angajați ai Ministerului de Interne, plus 500 de militari străini. De asemenea, puteți admira
și tehnica militară care va defila prin această zonă. Sâmbătă, parada militară începe de la ora 10, dar dacă vreți să prindeți un loc în această zonă, ar trebui să veniți cu cel puțin jumătate de oră mai devreme. În capitală este deschis și târgul de Crăciun, iar seara vor fi organizate mai multe concerte. La Alba Iulia trebuie să precizăm că parada militară începe la ora 15:30 pe bulevardul 1 decembrie 1918. Acolo sunt organizate mult mai multe evenimente, dar e normal în an centenar. Oricum, indiferent de orașul în care vă aflați, va fi o zi friguroasă, însă ce mai contează, odată împlinește România 100 de ani. Așadar, la mulți ani! Silvia! Mulțumim, Petre, pentru detalii. La mulți ani. Au mai rămas doar 2 zile până la centenarul Marii Uniri, însă evenimentele în cinstea centenarului au loc în toate colțurile țării. La o școală din județul Argeș, de exemplu, elevii au conturat harta României din trupurile lor, iar într-o comună din Prahova a fost inaugurată o statuie a Reginei Maria, eveniment la care a luat parte și fostul principe Nicolae. Vizibil emoționat, fostul principe Nicolae abia și-a putut stăpâni lacrimile când a văzut statuia străbunicii lui. Pentru el, Regina Maria a fost și va rămâne un model demn de urmat. Este exemplul meu, ca bunicul meu, și este exemplul nostru. Statuia Reginei Maria a fost inaugurată în comuna Blejoi din județul Prahova. Este a doua din țară după ce, amplasată la Oradea, autoritățile locale au cheltuit 100.000 de euro pentru ridicarea acestui monument. Atisla capturat exact chipul reginei și putem să ne uităm și reamintim exact ziua încoronării. A venit pe ultima. Statuia, realizată din bronz masiv, are o înălțime de 2,35 de metri și o greutate de 650 de kilograme. Această statuie va dănui zeci de ani, sute de ani aici și cu ocazia asta și cei mici vor afla cine a fost Regina Maria. Ne mândrim, suntem foarte bucuroși că am avut așa o onoare să avem o statuie și o personalitate așa de importantă în comuna noastră. Au fost momente emoționante și la școala gimnazială numărul 1 din comuna argeșeană Poiana Lacului. Zeci de elevi s-au îmbrăcat în pelerine colorate în roșu, galben și albastru și au format harta României chiar în curtea școlii. Astăzi am cântat imnul țării noastre cu dragoste, cu mâna la inimă. Și ne-am bucurat. Iubesc România pentru că este țara mea. Prin această activitate, noi încercăm să le dezvoltăm copiilor spiritul istoriei noastre naționale și să îi facem să simtă importanța acestui eveniment, și anume centenarul. Vin românii, vin la Alba Iar. Tot pentru a marca centenarul Marii Uniri, un grup de 100 de români a plecat pe jos sau cu căruțele din comuna Vâlcele, județul Covasna, spre Alba Iulia. Oamenii vor să refacă astfel drumul parcurs în urmă cu 100 de ani de strămoșii noștri. În loc să primească daruri de la Moș Crăciun, o fetiță de clasa a doua din Buzău este la un pas să fie executată silit pentru suma de 500 de lei. Totul după ce în urmă cu 5 ani a fost rănită într-un accident rutier, în urma căruia a fost internată și tratată la Spitalul Județean din Buzău. Părinții condamnă demersul spitalului atâta timp cât, spun ei, Constituția garantează dreptul copiilor la asistență medicală gratuită. Contabila a unității Spitalului a sumei de 497 lei. Ilinca Bucur are la numai 8 ani problemele unor oameni mari. Abia reușește să deslușească rândurile somației primite. Hârtia a venit în urma unui accident rutier provocat de tatăl ei în anul 2013. Pe atunci, copila a fost ușor rănită și a fost internată 3 zile pe secția de chirurgie infantilă. La padina, dintr-o eroare de pilotaj, a ieșit în decor.
Băiatul s-a accidentat mai grav, fetița mai puțin, dormea pe bancheta din spate și s-a rostogolit. La peste 5 ani de la eveniment, copilului i s-a solicitat să comunice numărul dosarului penal deschis după accidentul în care a fost rănit. Un executor judecătoresc a înștiințat-o pe fetița de 8 ani că Spitalul de Urgență Buzău a cheltuit aproape 500 de lei pentru îngrijirea sa, iar banii trebuie returnați. Trebuie să plătesc 497 de lei. Și? De ce? Pentru că am stat 3 zile în spital. N-o să le dau din alocația mea, pentru că nu merită. Demersul de recuperare a banilor ține de contabilitatea spitalului. Pentru mine este o persoană vătămată, căruia eu trebuie să mă adresez în așa fel încât să pot obține acele relații, să recuperez contravaloarea cheltuielor de spitalizare. Anul trecut, un copil de 9 ani trimis acasă în comă a fost somat de spitalul din Oradea să achite o sumă imensă, pe motiv că a fost accidentat grav, fiindcă a traversat prin loc nepermis. O decizie a înaltei curți stabilește însă că persoanele asigurate nu trebuie să plătească spitalizarea. Sute de preoți și credincioși au participat ieri la o procesiune impresionantă în Galați. În orașul de la Dunăre au fost aduse moaștele Sfântului Iosif cel Milostiv. Pe un frig pătrunzător, oameni de toate vârstele s-au rugat pentru sănătate. Racla moaștelor Sfântului Iosif cel Milostiv a fost adusă de la Catedrala Mitropolitană din Iași, delegația fiind însoțită de Mitropolitul Basarabiei Veniamin. Sute de preoți au condus alaiul de credincioși care au venit în număr foarte mare să se roage pentru sănătate, chiar dacă termometrele au indicat minus 5 grade Celsius. E o tradiție de an de an și ne bucurăm. Nu simțim frigul, e doar trecător. Îmbrăcată bine, văd. Da. Pentru moaște rezistați? Da, sigur. De ce nu? Nu e chiar așa de frig. O să așteptați să vă și închinați? Da. Acum depinde și dacă este foarte multă lume, să vedem cum ne simțim. În sunet de toacă și rugăciune, racla cu moaștele Sfântului Iosif cel Milostiv a fost așezată într-un baldachin special amenajat în fața Catedralei Gălățene, unde va rămâne spre închinare până vineri. Mai sunt câteva ore pentru ca oamenii să intre în Catedrala Mântuirii Neamului și astăzi, în a cincea zi de pelerinaj, pe un ger pătrunzător, s-a format o coadă uriașă, dar colega mea, Iasmina Ardelan, este la catedrală și poate veni cu amănunte. Bun găsit, Iasmina, ești în direct, ascultăm! Bună ziua, Silvia, bun găsit, doamnelor și domnilor! Câteva mii de oameni au venit încă de dimineață la Sfântul Lăcaș. Este ultima zi în care pelerinii se pot închina la moaștele Sfintei Ecaterina și Sfântului Andrei și când mai pot vizita Sfântul Altar. Accesul în catedrală va fi permis până la ora 15, iar după aceea va fi închis din rațiuni organizatorice pentru pregătirea slujbei de mâine. Cu prilejul sărbătorii Sfântului Apostol Andrei, cel de-al doilea hram al Catedralei Naționale, mâine, începând cu ora 9:30, va avea loc Sfânta Liturghie. Aceasta va fi oficiată de către Preafericitul Părinte Teofil al III-lea, Patriarhul Ierusalimului și al Palestinei, precum și de Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu un sobor de ierarhi, preoți și diaconi. După slujba de mâine, credincioșii vor primi cozonac și ceai, iar la catedrală vor reîncepe lucrările. Acestea au fost informațiile, Silvia. Îți mulțumesc, Iasmina, pentru aceste informații. La fel ca spiridușii, într-un atelier al lui Moș Crăciun, meșterii populari din Maramureș pregătesc cadouri tradiționale pentru sărbătorile de iarnă. Cămășile populare și zgârdanele se caută acum, iar meșteșugarii abia mai fac față comenzilor. De cum să-i vezi, Zoria Nuța, o maramureșeancă din Budești, coase de zor cămăși tradiționale. Are 10 de comenzi pentru sărbătorile de iarnă și abia face față. Acum, și sărbătorile mai fac și cadou? Da, sigur. E un cadou altfel. Da, apoi vin și turiști din ăștia, le place. Clopurile le place, cămășile le plac. Abia mai făcut și le-am și vândut. Chiar dacă o astfel de cămașă necesită multă atenție, femeia nu refuză nicio comandă. Faceți una ca și asta? Nu, no, fac, să cum fie, să... Dacă nu e. Aici da. Să fie cu altor culori. Toate cu albă, e frumos, e frumos. Așa să faceți modelul. Da, no, așa o să-l fac, cum zici tu, așa. Munca nu este deloc ușoară, mai ales că absolut totul se lucrează manual, însă prețul este pe măsură. O cămașă costă până la 5.000 de lei. O comandă, un cadou pentru cumnata mea, care mi-am hotărât
cu mult timp înainte ca să-l fac acum, cu vin sărbătorile, având în vedere că e un cadou altfel, sigur, ce se poartă de la noi, frumos, tradițional. La câțiva kilometri distanță de doamna Anuța, în satul Văleni, o altă maramureșeancă trudește de zor, Țeses Gărdane. Nu este singură, ci muncește împreună cu Măriuca, o tânără din localitate. Deși am, spunzând ce cât timpul mai eu, și dau cadouri. Deci, pe oriunde m-am dus în lumea asta, mi-a plăcut să duc ceva autentic și eu încurajez românii și maramureșenii să încurajeze meșterii populari. Zgărdanele se fac din mărgele la un război de țesut special. Multe mi-au făcut pentru mine și eu am vrut să-mi facă cu forme geometrice, pentru că formele geometrice specifice și au fost specifice zonei noastre. După aceea i-am spus să nu mi le facă mai late, eu un geagit, pentru că m-am luat după zgărdanul care l-am de din bătrâni. Prețul unei astfel de podoabe tradiționale este în jur de 20 de lei. Pe străzile marilor orașe se simte parfum de sărbători, magazinele se întrec în realizarea celor mai spectaculoase decoruri, astfel încât clienții să nu poată rezista tentației de a face cumpărături. De vitrinele îmbrăcate în hainele de Crăciun se ocupă designer cu viziune care aranjează totul până în cel mai mic detaliu. E ca și cum ar fi haina magazinului, ca să spun așa. Adică omul vede și este atras de ce vede. Cristina Frei este designerul celui mai cunoscut lanț de magazine de decorațiuni interioare din Transilvania. Tânăra lucrează săptămânală la conceptul și designul vitrinelor care trebuie să arate spectaculos pentru sărbători. Am pus hamacul și mă gândeam că, vai, ce frumos arată să pun un urs acolo și să fie învelit. Și asta chiar a fost o vitrină destul de improvizată care a ieșit după prea minunat. Secretul unei vitrine care să-ți ia ochii e că aceasta să inspire și să trezească emoție. Spre deosebire de cealaltă vitrină, asta este o vitrină în stil glamour chic, cu accente aurii și argintii, în care eu am încercat să creez o poveste. Ceea ce face Cristina se numește visual merchandising, cu alte cuvinte, amenajarea produselor în așa fel încât să te atragă în magazin. Vitrina, de fapt, este doar preambulul a ceea ce vor descoperi în magazine. Studiile au demonstrat că produsele care sunt prezentate în vitrină au pondere mai mare de vânzări, iar clienții care își doresc cu adevărat un lucru frumos sunt dispuși să plătească sume considerabile. Când se întâmplă și ție să vezi ceva și să intri, să vezi să cumperi? Da, pentru că atunci când te atrage ceva, vrei lucrul respectiv. Specialiștii din domeniul marketingului arată că factorii cei mai importanți în amenajarea vitrinei sunt culorile, elementele vizuale și, bineînțeles, decorațiunile de sezon puse în lumină perfectă. În fiecare zi avem noutăți până în 30 decembrie, astfel că avem pachete gata pregătite, împachetate, care așteaptă doar să fie alese. Magazinul de decorațiuni din centrul Clujului își schimbă săptămânal decorul atât în vitrine cât și în interior, astfel încât trecătorii să aibă ocazia să vadă cât mai multe produse și idei de decoruri interioare, mai ales că acestea sunt ideale și pentru cadouri. Sărbătoare mare în centrul Sucevei, unde o mulțime impresionantă a venit să petreacă la 100 de ani de când Bucovina s-a unit cu țara. Oamenii s-au prins în horă și au mâncat apoi fasole cu cărnați, așa că n-au simțit o clipă frigul pătrunzător. Sute de bucovineni au venit în centrul Sucevei, unde au sărbătorit 100 de ani de la momentul unirii Bucovinei cu România. Astăzi am venit aici la ziua Bucovinei, 100 de bărbați dansăm dansul arcan. Edilii orașului au pregătit pentru petrecăreți 5.000 de porții de fasole cu cârnați. E bună inițiativa, bună ideea, să trăiască cine a făcut-o. Cel mai așteptat moment a fost aprinderea luminițelor în bradul suspendat. Petrecerea pe muzică tradițională a ținut până târziu în noapte. Un polițist din Oradea a devenit cel mai bun prieten virtual al șoferilor. Agentul își face selfie-uri și dezvăluie pe internet locul unde își amplasează radarul. Postările lui sunt urmărite cu sufletul la gură de șoferi. Gata, am făcut și selfie-ul. Urmează să-l postăm pe radare, să ne anunțăm locația cu
sfatul, bineînțeles, să respectați regulile de circulație. Faceți cunoștință cu Sebastian Drimbe, agentul cu cei mai mulți amici virtuali. De când a postat pe Facebook un selfie cu el în mașina de poliție, cererile de prietenie curg pe bandă rulantă. Nu de alta, dar bărbatul dezvăluie în timp real locația unde șoferii sunt sancționați când încalcă regulile de circulație. Eram cu un coleg, am zis să facem o chestie haioasă, să surprindem puțin conducătorii auto. Nu vom face o regulă din treaba asta. Subcomisarul nu dezvăluie doar locația radarelor pe rețelele de socializare. Le oferă șoferilor sfaturi în trafic, le explică noutăți legislative, le dă teste rutiere și îi trage la răspundere atunci când comit ilegalități. Am zis să vadă conducătorii auto că nu suntem chiar așa de răi pe cum ne cred. Polițistul crede că socializarea cu șoferii pe internet este constructivă. Scopul este prevenirea evenimentelor nefericite din trafic printr-o metodă non-conformistă care să-i responsabilizeze pe șoferi. Un conducător de camion mi-a adresat niște cuvinte mai puțin ortodoxe, să zicem așa. Am ales să fac o chestie haioasă, ca și postarea de altfel, și mi-am făcut un selfie. Șoferii luați cu frumosul sunt încântați de idee, mai ales că amenzile sunt uriașe. E un lucru foarte bun. Ajută ca șofer? Da, ne ajută. Ceva ok, nu? Se avertizează. Traficul de pe internet l-a făcut vedetă pe polițist. Omul legii spune însă că prietenia virtuală se încheie în realitate când șoferii greșesc. Agentul speră totuși să-i civilizeze pe conducători cu vorba bună și cu selfie-uri reușite. Are doar 14 ani, iar nevoile lui Alexandru l-au făcut să caute soluții pentru a face viața altora mai ușoară. Băiatul are o minte sclipitoare, dar și o pasiune extraordinară pentru informatică. O să declanșez un incendiu de grad mare. Și astfel mă apelează instant cu mesaj vocal. Se a fost detectat un incendiu în salonul 3, situat la etajul 2, direcție nord-est. Vă rugăm să interveniți. Alexandru este un tânăr sclipitor, care la numai 14 ani salvează vieți prin aplicațiile create chiar de el. Tragedii ca cea de la maternitatea Giulești, când 6 bebeluși au murit, iar alți 5 au rămas cu răni adânci în urma unui incendiu, pot fi evitate de acum cu ajutorul unei invenții semnate de adolescent. Se poate monitoriza mediul înconjurător folosind senzorul 3-in-1 pe care l-am conceput. Acesta verifică dacă există incendii. În unele cazuri, incendiile ard cu foc mocnit și astfel este detectat de senzorul de fum, iar în alte cazuri există incendii directe și e detectat direct de senzorul de temperatură. Alexandru are o minte genială și o pasiune înnăscută pentru informatică. La numai 5 ani, când alți copii abia învățau lucrurile elementare, băiatul instala singur primul sistem de operare. Când le-a spus părinților ce vrea să facă, aceștia au crezut că glumește. Pentru invențiile lui, Alex a primit o mulțime de diplome și medalii la concursuri naționale și internaționale, iar anul acesta chiar titlul de cetățean de onoare al Comunei Radovanu din județul Călăraș. Performanțele nu-i sunt recunoscute însă și de sistem. Ministerul Educației oferă burse doar celor care participă la anumite concursuri. Considerat un mic geniu în informatică, Alexandru uimește și cu talentul lui de a cânta la orgă. Nici aici nu a avut nevoie de un mentor și nici de lecții de muzică. Ascultă o piesă, iar după câteva repetări reușește să o reproducă. Dar viitorul tot în domeniul IT și l-a ales. Visează să lucreze într-o companie mare din România, țară la care încă speră că se va face bine și îl va lăsa să spună în continuare: da, sunt mândru că sunt român. Un coregraf vrea să schimbe viitorul copiilor care nu s-au născut în marile orașe, iar accesul la un medic stomatolog este mult mai dificil. S-a înconjurat de câțiva oameni cu suflet mare și au pornit într-o ambulanță pe drumuri nepietruite pentru a ajunge la cei care aveau nevoie. Unde mergem acum? Călugărem, parcă, nu? Călugărem, da, spre Călugărem. Câți copii vă așteaptă acolo? 100. Deci zi lungă se anunță. Da, da, da. Pe o vreme mohorâtă, ambulanța viu colorată, care înfăptuiește cu adevărat minuni, ajunge în Călugăreni, Prahova, unul dintre miile de sate vitregite de cabinete medicale. Oprește la școala din sat, unde peste 100 de copii o așteaptă pe Zâna Merciluță. Bună dimineața! Bună dimineața!
vă cunosc și să vă văd aici în număr așa de mare, numai copii frumoși aici. Eu sunt Eliza, ea e colega mea Mihaela, suntem medici dentiști. Abia aștept să vă cunosc pe fiecare în parte. Copiii le privesc puțin speriați. Nu e de mirare, de vreme ce mulți dintre ei văd pentru prima oară cum arată un medic stomatolog. Alții nu s-au spălat pe dinți niciodată. Da, ia spune-mi, tu te spăla pe dinți, te speri? Nu. De ce nu te speri? Nu. Acum? Nu. N-am început. De ce așa târziu? Păi, nu i-am dat să se spele până acum. De ce? Nu i-am dat eu să se spele. Am zis că e foarte mic și el și zic să mai stea un pic. Puștiul de 6 ani e dovada vie a unei realități sumbre din mediul rural. În lipsa educației, în lipsa banilor și, nu în ultimul rând, în lipsa medicilor, zâmbetul copiilor de la sate se strică mai rău cu fiecare zi ce trece. Măseluțele cum sunt? Măseluțele au și carii. Au. Aoleu! Au. Da. Când beau rece, mi se face măseluțe. De rece îl doare. După ce le predă lecția de spălat pe dinți, cei mici urcă rând pe rând în ambulanța parcată în fața școlii. De fapt, e cabinetul stomatologic pe roți, care de câțiva ani buni face România să zâmbească frumos. Exact în kilometrul zero al democrației, Primăria Capitalei a montat o copie nereușită a operei marelui Constantin Brâncuș, Coloana Infinitului, chiar dacă este doar un obiect ornamental. Tocmai simbolul care a făcut-o celebră în întreaga lume lipsește. Dacă ar ști Brâncuș ce se află în piața universității, probabil s-ar răsuci în mormânt. Coloana Infinitului. Coloana Infinitului. Da. Column of Infinity, right? Yes, yes. Yeah, I've seen it before on the internet. Aici e o greșeală imensă. O fi greșit Brâncuș, n-a terminat-o el. Nu știu ce să vă spun. Coloana Infinitului a fost reinterpretată de autorități, mai exact, i-au închis Infinitul. O reinterpretare a uneia dintre cele mai cunoscute opere de artă din lume a fost amplasată în centrul capitalei cu doar câteva zile înainte de sărbătoarea centenarului. Cine o vede însă, observă stângăcia cu care a fost executată lucrarea. Asta e prost făcută. De ce? Pentru că nu are terminația asta de aici ca să emite Coloana Infinitului. De fapt, simbolul pe care l-a gândit Brâncuș. Exact, exact, exact. Să te duci în sus, în cer. Păi da, da, aia și spune asta... Coloana Infinitului. Da. Deci aia se termină. Aia nu mai e coloana infinitului, nu? Ce coloană fie aia acum? Coloană? Era să zic alufirea. Chiar și turiștii străini veniți în București observă că este ceva în neregulă. Yeah, it's rounded, it seems to me. It's rounded? Yeah. If you go sit right at the base of that one, if you look up, it seems like it doesn't finish. Deci ăia care au făcut-o nu știu treaba asta. Și totuși sunt niște oameni care conduc Primăria Capitalei. Aoleu, nu mai spune Primăria Capitalei. Noi am solicitat în scris Primăriei Capitalei să ne comunice cât a costat această lucrare și cine a realizat-o, însă nu am primit răspuns până la această oră. Cei mai talentați designeri din România și-au prezentat noile colecții la Cluj-Napoca în cadrul unui eveniment dedicat exclusiv modei. Vedeta defilorilor a fost Yasmin Saba, care a strălucit pe scenă. Yasmin Sabah a fost vedeta serii la City Fashion Week. A intrat încrezătoare pe scenă, iar publicul a primit-o în ropote de aplauze. Mi-a plăcut foarte mult, într-adevăr am avut foarte multe emoții, dar mi-au trecut imediat ce am observat că este un lucru uimitor, foarte frumos și dacă îți place ceea ce faci, ești relaxată. Nu este prima dată când Yasmin Sabah defilează în fața unui public atât de numeros. Obișnuită deja cu scena, micuța a prezentat o rochiță semnată de designerul Claudia Suciu. Sunt rochițe elegante, clasice, la care am lucrat foarte mult pe decupaj, pe aplicare, pe pietre, pe flori lucrate manual cu pietricele aplicate. Mândră de fetița ei, mama Yasminei a filmat și fotografiat fiecare moment al defilării micuței. Mă surprinde și pe mine în mod plăcut. Se descurcă, după cum ați observat, cam în orice situație, dar aici chiar i-a făcut plăcere și s-a simțit foarte bine primită de prietenii de la Cluj. Și aș putea spune că eu am emoții acum, deci mi-e să cred, și superb, au fost foarte frumoși. City Fashion Week continuă la Cluj-Napoca, iar Yasmin se pregătește deja
deja pentru alte prezentări de modă. Vedetele masculine de la noi spun că fac tot posibilul ca femeile din viața lor să se simtă iubite, frumoase și apreciate. Ce metode folosesc? Vedem acum! Eu cred că din lucruri normale, dacă e să mă gândesc că bă, toate au fost unice în felul lor. Asta vreau. Bravo, bravo, Cazacu! Orice femeie... Orice femeie este unică în felul ei. Cum faci o femeie să se simtă unică? Exact, spune. N-am reușit niciodată. El vine, el recunoaște, eu măcar încerc să dau un răspuns. Nu știu, tot același răspuns l-am și eu. N-am făcut-o niciodată. Eu de obicei dansez cu o femeie ca să o să fac să simtă unică. Ce părere au însă doamnele showbizului autohton? Eu sunt unică, tu ești unică. Toți suntem unici în felul nostru. Întotdeauna am urât să copiez pe cineva sau să fiu ca altcineva. Suntem frumoase fiecare în felul nostru, suntem unice fiecare în felul nostru, da, să ne iubim mai mult, sunt absolut sigură de acest lucru. Am avut și 125 de kg, am avut și 50 de kilograme, eu cred că sunt același om. Diferența este că pot să port alte haine. Însă nu hainele, accesoriile sau alte artificiile determină pe doamne și domnișoare să se simtă unice. Încrezătoare în sine și echilibrată. Va emana siguranță de sine și faptul care o atitudine care cumva acaparează în momentul în care intră undeva. Să se simtă bine în pielea ei, trebuie să se iubească. Nu uitați, doamnelor, dacă voi nu vă iubiți, nu vă iubește nimeni. O femeie se simte unică în momentul în care este iubită, împlinită și are familia alături. Nu există două persoane la fel pe lumea asta. Nici chiar gemenii nu sunt chiar la fel, la fel. Toate suntem unice și speciale. De 6 ani, Anca Bejan respectă orele de masă cu strictețe și a reușit să slăbească, cât credeți? 60 de kilograme. Niciodată însă nu mănâncă după ora 19. Despre dieta minune, jurnalista a scris chiar și o carte pentru a-i ajuta și pe alții să scape de kilogramele în plus. L-am intitulat așa pentru că e o minune să poți mânca orice, să poți mânca toată ziua și să nu te îngrași, ba chiar să slăbești și să ajungi la o greutate normală. Anca Bejan a hotărât să dezvăluie toate secretele noului ei stil de viață și cum a fost drumul de la 120 la 60 de kilograme. Jurnalista a ales să publice toate acestea pentru a veni în ajutorul altor oameni care suferă din cauza excesului de greutate. Trebuie zi de zi să mănânci la aceleași ore de masă. Asta îți accelerează metabolismul, exact ce face sportul, de exemplu. Mănânci orice? Da, din păcate orice. Nu mă laud. Încă nu mă laud cu ce mănânc. Mă laud doar cum mănânc. Încheiem jurnalul de prânz. Dacă ați filmat ceva interesant sau aveți un subiect de știre, ne puteți trimite un e-mail la adresa info@canalde.ro. Cele mai importante informații ale zilei le veți găsi însă și pe site-ul nostru www.știrilecanalde.ro. În câteva minute, Anca Ciota vă așteaptă la rubrica Meteo și apoi Andreea Mantea vă prezintă emisiunea Puterea Dragostei. Sunt Silvia Ioniță, mulțumesc pentru atenție, vă aștept mâine de la ora 12 cu știri. Toate bune!